Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi, cum ați fost și în edițiile precedente a echipei HC Caraș Severin, UCMR-Reșița, și sper că în continuare sub noua titulatură să fiți alături de noi, pentru că avem mare nevoie de voi, mai ales acum la început, când suntem la început de drum. Ce pot să spun despre această echipă? A fost formată așa în proiectul nostru ca și Academie, când am început acum 2 ani și ceva. Am început cu o grupă de 9 copii. A fost un pas, pentru mine, eu știu așa, mai important. A venit un pas și mai important la modul că l-am cunoscut pe prietenul meu, Cristian Pătru, care este finanțatorul acestui club, și fiind un om de business și un om de care îi plac, pot să spun, provocările, și-a dorit să formăm un club mai mare decât aveam eu înainte asociația. Pentru asta am format clubul și în proiectul nostru era să înființăm la un moment dat echipă de seniori. La un moment dat, am zis. În spatele, deja am format 4 grupe de juniori. Anul acesta sper să, de fapt anul acesta, luna aceasta sper să definitivăm și grupa de juniori 3 care o vom lua, o grupă nouă. Și pentru asta, cum am mai spus, aveam un plan să facem și o echipă de juniori exact pentru grupele de juniori care vin în spatele clubului. Deci să formăm un model care eu l-am adoptat la cluburile care am activat, un model de piramidă, să plecăm cu copii mici, să ajungem la un nivel de seniori. Echipa de seniori am înființat-o mai repede de când ne așteptam, și asta spun eu că am luat o decizie bună, cu toate că încă nu avem din grupele noastre de juniori jucători care să facă pasul spre echipa de seniori, dar ne ajută foarte mult pe noi ca și club, în primul rând ca și imagine și în primul rând ca și continuitate pentru copiii care vor veni la grupele de juniori, pentru că exact pentru, cum am reamintit, pentru asta este făcută în mare parte echipa de seniori, ca ei să aibă o continuitate. În momentul în care vor termina juniori 1, ei să joace într-o echipă de divizie, unde pot să mai crească în valoare până vor face pasul spre ligă sau spre Bundesliga sau spre Liga A sau spre toate ligile din Europa. Deci modelul l-am adoptat la echipele care am evoluat, și un sistem piramidă, și mie mi-a plăcut modelul și sper să ne reușească în continuare și aici. Vis-a-vis de echipă, am încercat să păstrez cât mai mulți jucători din vechea garnitură de la HC Caraș Severin. Am reușit să păstrez o parte din jucători care le mulțumesc încă o dată pe calea mass-mediei, pentru că au acceptat să lucreze sub noua titulatură, să fie alături de noi.